Marele actor s-a stins din viață. Toți actorii îl plâng tragedie în lumea filmului. Camden Toy, actorul american cunoscut pentru rolul din serialul Băfăi Spaima Vampirilor, a murit luni după ce s-a luptat 2 ani cu cancerul pancreatic. Avea 68 de ani. Camden Toy a murit luni după ce a fost diagnosticat cu cancer pancreatic. Actorul american avea 68 de ani. Reprezentanții săi au confirmat decesul într-un comunicat de presă. Fiul unui cunoscut scenarist de la Hollywood, Toy a jucat în mai multe episoade din celebrul serial Băfăi Spaima Vampirilor, interpretând personaje care de care mai terifiante, un gentleman cu fața albă în episodul Hush, demonul Gnar din Same Time, Same Place și vampirul Turok Han, toate din sezonul 7. De asemenea, a fost un personaj vampir, prințul minciunilor, în spinoful Buffy Angel.